Pentru că biruința în Hristos asupra răului s-a întâlnit, nu? Referitor la angajamentul despre care ați vorbit, Părintele Ghelea se vorbește despre o mistică iconică, despre care spune că este ceva tradițional carpatin. În al lui vorbește despre câteva specificuri filocalice, și anume specificul sinaitic, specificul atonit, specificul slav și specificul carpatin. Citez: mistica iconică nu este o mistică contrară filocalicului, ci putem spune că este și ea o mistică filocalică, dar cu propriul specific, ca toate celelalte specificuri filocalice, cuprinzându-le. Dumneavoastră aveți chiar o carte pe această temă cu titlul Curente spirituale în Ortodoxie. Puteți să ne spuneți în mare ceva despre specificul misticii iconice carpatine? Noi am încercat cumva să văd cum transpare din viziunea Părintei Ghelasie sau cum transpare repere ale acestei mistici iconice și cumva ca să poți să le identifici mai ușor, cumva s-a părut important să găsești un context de raportare și de relaționare. Și în contextul respectiv să găsești și asemănări, da? Pornind de la Sfântul Cainic, care e și titlul al frățineliului și așa mai departe, da? Acest spune Părintele Stăniloae despre Sfântul Cainic, despre acest creștinism integral asumat sau și dezvoltat cumva de Sfântul Cainic, da? Și la Părintele Ghelea se vede în această mistică iconică cumva și acest sens de căutarea unei mistici integrale sau depline, de așezare întreg cu context de realitate, de întâlnire cu Dumnezeu și cu întreaga creație, da? De relaționare pe toate aceste aspecte, după aceea de relaționare pornind de la această identificare a chipului de suflet direct, care dă fondul dialogal, să zic așa, în întâlnirea noastră cu ceilalți și cu Dumnezeu și asumă și cosmosul în această participare, într-un fel, care merge pe un chip euharistic, da? Al comuniunii. Cumva, această mistică iconică, e important că îi dă și această coloratură de specific. Și faptul că gândește cumva sau are această viziune prin care identifică cumva și modele mai generale sau care conturează aceste specificități, dar care erau și cumva interconexiunea lor și așa mai departe. Dacă vorbim de același spațiu ecleziologic ortodox, da? Dar și la Părintele Stăniloae se găsește reflexii despre spiritualitatea poporului român, face niște distinții vis-a-vis de sau niște nuanțe vis-a-vis de spiritul slav, de cel grec și așa mai departe. Și ele se regăsesc cumva și la și acest mod de abordare spirituală. Părintele Ghelasie îi se pare că merge prin faptul că transpune acest caracter iconic, să zic așa, pe niște nuanțe cu totul interesante. Și la un moment dat, când reușesc să le descoper, îți dau acestea sentimentul că nu sunt, să zic, simple proiecții personale. Și, într-adevăr, vin dintr-un fond al unei așezări din acestea, într-un chip de a fi al locului. Și Părintele Stăniloae spunea, domnule, trebuie să importanța înrădăcinării în spațiul propriu. Și ca să poți să cunoști această ființă, zicem, românească. Că altfel te poți pierde, adică te poți reteza de la acest trunchi cu rădăcini adânci, da? Da, sau te poți altui pe Poate poți să există această altuire pe care nu ți se potrivește. care nu se potrivește. E, aceasta este o chestie nu de frondă sau de băgare în seamă, ci chiar sunt elemente, să zic, componente, chiar perspectivă, să zic, care acoperă, să zic, elemente sau componente care trimit pe o zonă de aceasta formativă,
care să-ți permită o dezvoltare firească și poate chiar al întregului potențial. Pentru că, adică al rodirii, să zic așa, de pline, ca să zic în altă expresie, și împărtășirea acestor roade, da? Și aici, identificarea acestui suflet, să zicem așa, chip de suflet ființial, apoi integrație, faptul că e trăirea directă, această directă trăire de suflet, care e transpusă în gest, da? În actul acesta al mișcării, al limbajului direct de suflet, e o componentă importantă în spațiul acesta carpatic, cum spune Părintele Gherase, da? Și aici, sigur că el are cumva această dezvoltare sau transpunere a misticii iconice pornind de aceste repere. Adică îi dă cumva, reușește să dea și o scanare, să zic așa, antropologică, din care survine această așezare, să zic, de trăire și experiență, să zic, spirituală creștină, da? Ceea ce e foarte important, că la altul poți să intuiești anumite componente, dar, de fapt, dacă înțelegi acest mod de transpunere al său, să zicem, și cu distinția asta între sufletul ființial și energie și așa mai departe, faptul că este un limbaj direct de suflet, care, dincolo de energie și de sentimente, de, eu știu, unii confundă sufletul vital sau afectivitatea cu însă sufletul acesta ființial, e dincolo de aceste aspecte, da? Are o densitate, are un caracter inefabil acest ființial, da? Și un conținut a energetic, da? E această regăsire în această zonă, care per îți dă și cumva îți oferă sursa acestei dăinuiri, cumva, într-un spațiu. Tocmai pentru că acolo e o zonă a permanenței, să zic așa, în acel ființial. Și aici, acesta l-a activat sau regăsit în gest sau poate în acea omenie, să spun, de consistență, da? A prezenței, da? La care are un suport, nu simplă făptuire, ci are această integralitate cu suport al acestei permanențe ființiale, da? Care se transpune în act, da? Comunitar și comunian, aici este o străbatere, să zic, o aparentă grație extraordinară. Și aici, sigur că pot fi dezvoltate sau pot fi urmărite reperele acestea ale Părintei Ghelase cu care vine în atenție. Dar iar mi se pare extraordinar faptul că vorbirea asta mistică, iconică și acest specific, totuși, cum am spus, ele sunt, dacă se înțelege cumva ce vrea să spune, ele chiar au noimă. Și chiar vin dintr-o înțelegere profundă a omului și a locului. Ceea ce cumva cine reușește să le identifice își dă seama că e o mare bucurie să fii, te regăsești cumva într-un acasă, da? Într-un acasă care îți permite să te miști recunoscând ambientul, da? E foarte important. Tot pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine și a fi mai orientați, aș aduce în atenție din nou chipul căderii, despre care Părintele Ghelase spune că este un adaus forțat și străin peste chipul de rai. În noi sunt două suflete străine contradictorii în luptă. De asemenea, există în noi două corpuri contradictorii. Adică noi avem și un subconștient de suflet și un subconștient de corp. Iar pe lângă acest dublaj negativ al subconștientului nostru, pe care fie l-am moștenit, fie l-am generat prin păcatele noastre, mai există și dublajul duhurilor demonice. Iată unul dintre multele citate posibile pe această temă. Lupta cu duhurile și nu numai cu duhurile cele rele demonice, chiar și cu duhurile noastre, pentru că fixitățile și păcatele noastre iau adevărate forme de duhuri. Dublura păcatului din nou se face un fel de duhuri care ne stăpânesc și caută să ne distrugă. Duhurile cele rele n-au putere decât în măsura în care noi pierdem stăpânirea și deja alunecăm în autodistrugere. Cum am putea să folosim această, să zic, radiografie duhovnicească? Păi da, eu mă gândesc că aici aș vedea în primul rând faptul că... Pentru că aici sunt atât de multe supoziții și teorii care mai fie științifice, fie... Aici cred că
Iar o scanare care aduce în atenție un memorial al răului care e și uman și supra-uman. Da. Și care adăugă peste care se adaugă, fondul... care se întrețin, care se concresc, care, eu știu, se suprapotențează și așa mai departe. Adică există această interferență, să zic așa. Cum zicea, și care poate fi îndepărtat. Cum zicea cineva, da. Cum zicea cineva că există și un, să zicem așa, un trup mistic al diavolului sau al răului, da? Adică cum e acest trup mistic al hristic, da, al unei comuniuni, iubirea aceasta euharistică, nu simplă iubire, da? Așa există și un fel de trup mistic al răului, cum ar fi, în care există aceste schimburi, aceste memorialuri, aceste potențări sau reciproce potențări și așa mai departe. Și astea intervin toată creația. De cum aici discutăm de nu numai de duhuri așa spirituale, ci și de cumva o reflectare în fel de duhuri, duh al omului, să zic așa. Adică fixitățile păcatului din noi, care se fac... Da, cumva ideea cumva în aceste transformări că acestea cumva capătă, au o anumită forță autonomă de determinare a ta. Poate aici devin consistență substanțială. Da, adică cumva au forță energetic. De au forță de determinare cumva. Și ființială, deși ființialul la noi e destul de acoperit cumva, e mai mult să zic așa, paralizat, să zic așa, în sensul da. ca să se activeze în fondul său, să zic așa. De obicei la noi rezistim mai mult căderea la nivel psihic și corporal cumva. Să zic așa, aici e zona în care o trăim mai acut, să zic așa. Chiar dacă ea este și clar pe planul acela sufletesc, normal noi ne lovim de mai mult la nivel mental, la nivel senzorial și așa mai departe. Aici cumva o așa, dar pe fond se poate înțelege și ceea ce e așa firesc, că este o cădere care se răspunde întreaga creație. Adică și eu se simt și în zona îngerilor și în zona omului și în zona chiar a naturii cosmice, da? Adică cumva această interferențe și schimb, să zicem, de memorialuri de acestea negative sau demonice sau așa mai departe se regăsesc în toate aspectele. De aia, pe undeva, și refacerea noastră, cumva, o pune într-un dialog din acesta triadic, punând la o creație bună, înger, natură, om, da? Relația cu Dumnezeu, apropo de mistică integrală. Trebuie să refaci și această dialogică în sensul bun. Să ieși de sub influența demonică, dar să și cultivi partea de relaționare, să zicem, cu partea spirituală, da? A îngerilor și așa mai departe. Și cu partea cosmică și așa mai departe, da? Adică mistica asta care o ești pe negrase nu e nicio luptă mai strict cu duhurile rele, da? Și trebuie și partea cealaltă să refaci relația ta cu întâlnirea și întâlnirea cu Dumnezeu, da? Și cu refacerea întregii creații într-un chip comunitar care are ca fundament chipul hristic, da? Adică nu ești numai atent și în refacerea ta. De fapt, refacerea ta personală nu e în afara contextului relațional, da? Pentru că chipul nostru e un chip undeva de dialogic și de relaționare, da? Pe un fond ființial, personalist, da? Și atunci și refacerea noastră înseamnă și o reintrare într-o relaționare de aceasta mai complexă cu omul, cu interumană, cu natura, cu cosmosul, da? Și chiar cu lumea angelică, să spunem așa, da? Adică în perspectiva restaurării noastre, a regăsirii chipului nostru, a regăsirea chipului nostru, revenind cumva la gândul inițial, înseamnă și această transpunere în această comunie integrală, da? Și cumva în subsidiar și aici, adică văzând partea de cădere, să zic așa, a influențe sau interferențe, trebuie să găsim și partea de refacere a comunicării și a comuniunii bune, da? Cu întreaga creație. Aș orienta acum discuția către o problemă oare practică. Spune Părintele Ghelasie, contează mult încărcătura conștiențională pe care o dăm noi. Un lucru este bun dacă îl încărcăm cu binele.
un lucru bun, dacă îl încărcăm cu ceva rău negativ, devine un negativ din ceva bun. Poate fi conexată ideea aceasta cu zicerea, cu zicerile Sfântului Apostol Pavel, fericit este cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă, sau știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru cel care gândește că e ceva întinat, pentru acela întinat este. Sau, unul deosebește o zi de alta, altul judecă toate zilele la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Deci, cum... Cred că da, eu aș vedea tot așa ca o, pe de parte, într-un sens acesta personalist, când vorbim de încărcătura, ceea ce vedem și mai departe, în ce măsură suntem întrupați, să zic, să zicem mai încărcătură, în ceea ce, eu știu, de ceea ce ne legăm sau la ceea ce ne raportăm, da? Și modul în care asumăm acest aspect. Și, într-un fel, aceasta trebuie să facem, iară gândind la o refacere a unui echip integral, care depășește o ruptură de asta în sine, da? Un fel de schizoidism de asta, de contrarietate. Cumva trebuie să fim unitari și nu contradictorii, da? Să zic undeva într-o altă cheie. Și atunci nu încape această fractură, să zic așa, între ce încărcăm, modul în care încărcăm un lucru sau o stare sau o situație, da? Adică trebuie să venim la un chip integral și atunci ale echipul de persoană, da? Și noi personalizăm lucru, situația și așa mai departe, da? Și cum să facem să fim unitari, să devenim unitari, să realizăm această unitate? Aici e ceea ce cumva am vorbit, trebuie să ai în atenție lucrul ăsta, trebuie să ajungi la semnalmentele acestei integralități, să zic așa, sau unități, da? Ca să faci, cum să faci lucrurile astea, trebuie să punești iară de la reperele, poate unele vorbite, da? Da. Ai sacroterapie, ai psihoterapie, ai dietoterapie și așa mai departe. În relaționarea lor, în dezvoltarea lor, refac integralitatea și componentele de relaționare, da? Și atunci și încărcătura este cum trebuie când se reface acest... Deci o refacere zi de zi. O refacere zi de zi, o refacere care trebuie țintită, care trebuie urmărită, care duce la un fel de prezența ta integrală sau deplină în ceea ce faci, în ceea ce ești și în ceea ce faci, da? Și atunci nu ai această ruptură sau această pervertire să, cum zicea Părintele Ține Buca, că mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă, da? Adică încarci cu altceva ceea ce e într-un fel, adică tu proiectezi de fapt, să zicem în alți termeni, deci poate mai psihologici, proiectezi altceva asupra ceea ce e într-un fel, da? Și tu faci răstălmăcești, denaturezi. Și atunci tu participi nu la o transfigurare, la o personalizare a ceea ce întâlnești sau a ceea ce faci sau așa mai departe, ci la o caricaturizare, să zic așa, sau la o sucire a realității, da? Să zic așa în termeni acești. Adică o preeminență a reprezentării față de percepție. Adică percep. Da, aici poate fi și o discuție vis-a-vis de chestiunea asta, că noi ne putem reprezenta sau poate nici neapărat să reprezinți, ci doar ai un impuls de anumită natură, fără să mai reprezinți. Că nu întotdeauna poate orice chestie trece prin reprezentare, să zic așa, unii zic că nu, orice întâlnire cu realitatea concretă trebuie să neapărat să treacă prin reprezentare. Alții zic că nu se poate fără. Nu știu, ideea e că ori așa, ori așa poți să ai această încărcătură, această proiecție, da? În care nu e de ajuns că o ai în cap, să zic, o ai în tine, ci o proiectezi și pe celălalt sau pe situație, nu? Și asta înseamnă că perpetuezi o realitate iluzivă, cumva. Și poate mai rău negativă. Acum poate să fie și dacă e prea construită și pozitivă, nici aia poate să fie aiurea, pentru că o încarci cu ceea ce nu e propriu, da? Și nici așa, și așa poate să fie, zic așa, un negativ și într-un pozitiv de genul acesta, da? Adică trebuie să luăm realitatea ca atare și să o vedem în modelele și tiparele ei și să ne mișcăm într-o învelire de asta de chip hristic, da? În care trebuie să fim noi într-o integralitate a noastră, atunci să participăm integral la ceea ce ne înconjoară, da? Inclusiv
văzând lucrurile așa cum sunt, da? Și transferându-ne pe noi către ele în firescul nostru. Da? Vis-a-vis de ceea ce a spus, Părintele Gherasie spune, căderea nu modifică esențial creația, ci doar o dublează cu un antichip mască ideal, care dându-se la o parte, rămâne icoana perfectă de creație. Așadar, antichipul poate să cea înfățișarea și de ideal? Da, asta, undeva se leagă și chestia asta. Poate să aibă și o imagine pozitivă, da? Poate să fie o superbie. Deși probabil că idealul acesta e, de fapt, tot un fel de roșcovă. Absolut. E absolut nimic față de adevărata realitate. Da, asta este problema. În ce măsură, de fapt, pe fond, e și problema să identifică echipului real. Da? Faptul că eu creionez o chestie prea romanțată sau, eu știu, sau de alt, sau în culori optimiste sau în culori pesimiste, e o discuție, da? Important e să fim rădăcinat în chipul propriu, da? Și faptul că există această antichip, da, care poate fi și creat. Exact cum spune că Îngerul a căzut crezând că lumina vine de la el, începea parcă Părintele Stăniloae. Și e prea plin de lumină, dar lumina nu vine de la Dumnezeu, nu vine de la el, da? Și iată că poți să cazi în lumină crezând că ești tu sursa luminii, da? Adică, sigur că și asta, deci nu numai că e neapărat ceva întunecat, crezând și în sensul acestălalt, da? Aia te fai o proiecție, poate fi luminoasă, pozitivă, deci nu e problemă din punctul ăsta de vedere. De acum trebuie să identificăm realitatea și să trecem de aceste rupturi. Dar asta se poate întâmpla gândind altfel și prin faptul că tu ai această, nu ai această refacere integrală a chipului, da? Atunci lucrurile sunt sub oarecum ieșite, adică se păstrează într-o anumită integralitate și nu se apare această dedublare în care apare ceva, eu știu, ca o fantomă și aia e proiectată pe realitate, nu? Fie că e o fantomă, zic așa, luminoasă, fie mai obscură și așa mai departe, da? Dau așa plastic vorbind. Dar atunci e importantă tot această refacere și faptul că există acest antichip care poate să dubleze sau să dedubleze, da? Și poate să fie și spiritual, poate să zică că e spiritual, poate să zică că e, eu știu, da? Pozitiv, poate să zică în fel și chip, da? Important e să ieși din acest dublu, adică să, dacă vrei, faptul că discutăm de un dublu, arată că trebuie să ieși în această dedublare, da? Adică cum ești? Căutând cumva unitate, de asta cumva vorbim de integralitate, da? Și de aceasta, cum ai pomenit poate Sfântul Apostol Pavel, să fim unitari și așa, să nu fim această sciziune, schizofrenie. Aș aduce acum în atenție importanța voinței. Părintele Gherasie spune că voința adâncă a mentalului nostru se traduce faptic totodată ca sistem de apărare imunologic. Când puterea de interior slăbește, boala își face apariția. Voința este un medicament psihic de mare valoare ce este luat în considerație tot mai mult. Iată încă un citat. Ca să ai voință în corp, trebuie să ai gânduri mari și nobile, curate și pozitive. Altfel te simți fără voință. Boala noastră cea mai grea este slăbiciunea voinței în corp. Prin voință putem face adevărate minuni. Puteți să detaliați aici puțin voința și importanța ei și eventual poate că sunt și componente ale voinței care nu sunt bune sau... Nu știu, eu aș reveni cumva să poate în siajul ceea ce am vorbit, să rămânem la căutarea acest chip integral, cumva. Da. Cumva și de aici să avem o înțelegere poate și a volitivului acesta, da? Că și Părintele Gherasie intervine din diverse unghiuri pe anumite tematici și sigur el pot fi luate și contextual și în abordarea respectivă punctuală. Dar în spiritul, să zic, în discuții pe care am avut-o, să zic așa, ca să-l întunjim, să încheiem cumva, da. Să rămânem la această căutare a chipului nostru, a cinelui, să zic așa, a acestei ființe, a chipului nostru personal. Deci, chip personal e cel care redescoperit cumva pune într-un activ și aceste componente, zicem, de voință sau volitive sau detaliate, să zic așa, de Părinte Gherasie sau cum și citatul respectiv. Atunci, cumva,
trebuie să căutăm această redescoperire a chipului nostru, să-l identificăm cumva prin chipul hristic, da? Și aici trebuie să avem fiecare angajamentul, sigur, dacă se poate, și pe anumit specific, care permite o anumită dezvoltare, cum ai spus, de grație, un specific carpatin sau această mistică iconică și așa mai departe, da? Și sigur, ea venind dintr-o viziune, sigur, pe Neghilase, o viziune în sensul de perspectivă, aceasta adevărată, concretă, da, reală, ea poate să ne sprijine, să zic așa, și poate fi aspirată sau asumată și prin reperele ei antropologice, să zic, nu numai și nu numai, ulterior de practică, pentru că practica se înțelege altfel și la Pendeghilasie dacă înțelegi și aceste repere, să zic așa, de viziune, da? Teologică, antropologică și așa mai departe, a legăturii între mistică, teologie și metafizică despre care vorbește. Toate aceste întrepătrunderi care te așează cumva într-un chip al regăsirii personale, al deschiderii personaliste sau de personalizare interumană, da? Și aceste relaționări cu întreaga creație, prin chipul lui Dumnezeu întrupat. Da? Aici cred că ar fi cumva, să zicem, să mergem spre asumarea întregului și după aceea, sigur că, după putința fiecăruia, să luăm și detaliile care ni se potrivește și care, cu care suntem afini, să zicem așa, în dezvoltarea noastră personală. Și după aceea, fiecare, sigur, pe modul său de a fi și determinantele lui particulare, poate să asume, să dezvolte și chiar să, nu știu, să împlinească în felul lui personal aceste perspective. Sigur, acel personal despre care am vorbit cumva, că e acel fond identitar, unic al fiecăruia, da? Și care asta este partea poate deosebită, să zic așa, că mistica asta iconică se operează, să zic așa, cu identități, cu realități cumva unice și repetabile care trebuie redescoperite ca atare. Și asta e și partea frumoasă a relaționării, că nu există contoprire, nu există fuziune în acest sens ca în alte mistici, ci această comuniune interpersonală în care fiecare are identitatea de sine și capacitatea să transpună către celălalt și să participe la viața celuilalt. Vă mulțumim foarte mult pentru precizări și încadrări ale celor despre care am vorbit. Mulțumesc. Toate cele bune.